Înscrieri pe final la școala post-liceală sanitară din Slatina. Doar două zile mai au la dispoziție cei care doresc să lucreze în domeniul medical și vor să urmeze cursurile acestei unități de învățământ de stat. Potrivit directorului școlii, până în prezent, 200 de persoane s-au înscris pentru una dintre cele 5 specializări disponibile. Data limită este 31.08.2021. Încă așteptăm ca cei care doresc să participe la cursurile școlii noastre, să dobândească cunoștințe în domeniul medical și să urmeze o carieră în acest domeniu, îi așteptăm să se înscrie în aceste zile până pe 31.08.2021 la specializările asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapie, cosmetician și tehnician masor. Specializarea asistent medical generalist este cea mai căutată. Astfel, pentru că numărul de locuri libere a fost depășit, reprezentanții unității de învățământ vor fi nevoiți să organizeze un concurs de admitere care se va desfășura online la începutul lunii septembrie. În momentul de față, numărul de locuri s-a depășit la specializarea asistent medical generalist. Această specializare, respectiv asistent medical generalist, este mai căutată pentru că mulți se gândesc că au mai multe șanse de angajare. În timpul studiilor, cursanții vor putea face practică la spitale și clinici din străinătate, unde vor învăța metode și tehnici noi de tratament în specializările pe care le urmează. Cele două noi specializări, respectiv cosmetician și tehnician masor, sunt și ele căutate, spun reprezentanții școlii post-liceale sanitare din Slatina. Noul an școlar va începe pe 13 septembrie.